Carburanții se vor scumpi și mâine. Astfel, un litru de benzină va costa 22 de lei și 44 de bani, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina va costa 19 lei și 43 de bani, cu 13 bani mai mult. Cei mai îngrijorați de prețurile exagerate sunt fermierii, care spun cu teamă că, din cauza cheltuielilor prea mari, lucrările de primăvară ar putea fi stopate. Criza energetică din Republica Moldova și scumpirile de pe piața carburanților care se țin lanț îi îngrijorează pe fermieri. Potrivit directorului executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, unii agricultori și acum în plină iarnă efectuează lucrări de recoltare a porumbului sau afânare a solului. Din cauza cheltuielilor prea mari de întreținere a pământurilor, unii fermieri au anunțat deja că vor lăsa multe terenuri pârloagă. Eu aud pe mai mulți fermieri deja că ei își planific ca o parte din terenuri, în general, să nu le prelucreze. Să le iese un an de zile, în limba rusă noi spunem ciornă-i par, dar nici ciornă-i par, că în ciornă-i par ăsta trebuie totuși să distrugi buruienile pe terenurile astea, dar vor avea ei posibilități, vor avea mijloace ca să facă aceste operațiuni, procese tehnologice. Pentru a preveni o posibilă criză și în domeniul asigurării securității alimentare, fermierii îndeamnă autoritățile să vină de pe acum cu pași clari de susținere a sectorului agricol. O bună parte din companiile agricole o să falimenteze și nici nu să-i poți acorda nici subvenții atunci, nu să-i cui, pur și simplu. Atâta se cuvine, să cot că la nivel central această problemă, situația din sectorul agricol, să fie luată în dezbatere de pe acum, nu în primăvară, când noi trebuie să ieșim în câmp și nu avem cu cei. Noi am avut și promisiuni în companiile electorale. În campania electorală precedentă că accizul la motorină va fi compensat. Dar acum văd că se tace morțâși pe această temă. Contactat de echipa Primul în Moldova, secretarul de stat pe domeniul agriculturii, Vasile Șarban, a dat asigurări că reprezentanții Ministerului de Profil pregătesc un plan de susținere a fermierilor, iar în acest an accizele pentru motorină vor fi compensate. Între timp, îngrijorați de prețurile exagerate pentru carburanți, sunt și simpli șoferi, care spun că nu mai pot face față scumpirilor interminabile. Înainte, dacă puteai 200 de lei să spui 10 litri, am o ia în jumătate timp, matincă. Cam așa este. Cineva are din asta folos, asta 100%. Așa că, asta atât și control. Controlul nu-i, nu-i nimic, absolut. Bagiocuri de oameni tare, prețurile nereale. Nereale pentru că se muncește mult, prețurile foarte mari, de trăit e foarte mizer în țara asta. Guvernarea noastră cred că nu-și bate capul de popor. Asta-i. Situația e catastrofală. Am văzut prețurile și este foarte straniu de ce permanent cresc. Eu socot că asta este o greșeală a guvernării în țară și speculațiile astea că prețurile cresc pe piețele internaționale, nu știu ce și nu știu cum, sunt doar povești. Și eu cred că guvernarea face același lucru cum se face și cu gazul. Să fie cât mai rău ca pe urmă noi să salvăm națiunea. Este o aberație care oricând guvernul și guvernarea, dacă are interes ca oamenii să se simtă bine și să trăiască bine, oricând sunt metode și posibilități. E destul de grav, raportând prețurile la salariile de astăzi, cam dificil. Foarte greu, ales care bătrânii, asta în primii is. Apoi noi, care sunt cu venituri mari, desigur, ei nu prea poate, dar noi ne afectează foarte mult. Precizăm că astăzi un litru de motorină costă 19 lei și 30 de bani, iar benzina costă 22 de lei și 33 de bani. De la începutul acestei luni, benzina s-a scumpit cu 1 leu per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1 leu și 56 de bani per litru.